Secretul ascuns. Biletul scris de Arsenie Boca. Despre Arsenie Boca s-au spus numeroase lucruri și aproape că toată lumea știe măcar o profeție sau un detaliu despre viața celui cunoscut ca fiind și părintele Ardealului. La mănăstirea Prislop se adună an de an zeci de mii de credincioși în căutarea ajutorului. Puțini sunt cei care știu de biletul scris de părintele Arsenie Boca către Maica Teoctista din Voila, atunci când aceasta nu mai putea vorbi. În biletul său, Arsenie Boca a dezvăluit care este legea iubirii de care trebuie să țină orice creștin. Ziceți mai pe scurt, eu nu mă răspund. Are cine? N-aș crede să vorbească ca ei. Tu fă bine și așteaptă răul. Binele ți-l va răsplăti Dumnezeu. Dacă oamenii, rudele ți-ar face bine, ție ce cruce ți-ar mai rămâne? Tu ești călugăriță și ca atare, trebuie să te bucuri de necazuri, ca să câștigi plata de la Dumnezeu pentru tot ce suferi, cu bună știință și răbdare, de la frați. Deci roagă-te pentru cei ce te blesteamă, fă bine celor ce-ți fac rău. Celui ce-ți cere, nedrept, dă-i tot ce-i trebuie lui din lăcomie. Cu alte cuvinte, nu te împotrivi răului când te asuprește cu nedreptate, ca să nu calci legea iubirii de Dumnezeu și de oameni, indiferent cum sunt ei. Tu fii cum trebuie. Tu să ai grijă să nu zici rău absolut nimănui, indiferent ce nedreptate ți-ar face. Pentru că tu, iertându-le pe toate, urmezi lui Isus. Așa ții legea lui Dumnezeu, a iubirii. Să vă fie de folos!